Vă invit să deschidem Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu la Evanghelia după Marcu, la capitolul 8 și vom citi de la versetul 27 până la versetul 38. Evanghelia după Marcu, de la capitolul 8, începând cu versetul 27. Este Cuvântul lui Dumnezeu. Și Cuvântul lui Dumnezeu ne transmite gândul lui Dumnezeu. Și Biblia ne spune că atât cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus gândurile lui Dumnezeu față de gândurile oamenilor. Cum am putea să pricepem gândurile lui Dumnezeu dacă n-am fi ajutați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? De aceea, după citirea textului, vom sta înaintea Domnului într-un moment de rugăciune și vom cere ca Duhul Sfânt, care a inspirat Scripturile, să ne lumineze mintea, să ne liniștească inima, să înțelegem cuvântul, să-l credem. În rugăciune cu voce tare, unul dintre frații din conducerea bisericii ne va conduce în această rugăciune. Iisus a plecat cu ucenicii săi în satele Cezarei lui Filip. Pe drum le-a pus următoarea întrebare. Cine zic oamenii că sunt eu? Ei au răspuns, Ioan Botezătorul. Alții zic că ești Ilie, alții unul din proroci. Dar voi, a întrebat el, cine ziceți că sunt eu? Tu ești Hristosul, i-a răspuns Petru. Iisus le-a poruncit cu tărie să nu spună nimănui lucrul acesta despre el. Atunci a început să-i învețe că Fiul omului trebuie să pătimească mult, să fie răstignit de bătrâni, de preoții cei mai de seamă și de cărturari, să fie omorât și după 3 zile să învieze. Le spunea lucrurile acestea pe față. Petru însă l-a luat deoparte și a început să-l mustre. Dar Iisus s-a întors și s-a uitat la ucenicii săi, a mustrat pe Petru și i-a zis, înapoi a mea, Satanu, fiindcă tu nu te gândești la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile oamenilor. Apoi a chemat la el norodul împreună cu ucenicii săi și le-a zis, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze. Căci oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine și-a pierde viața din pricina mea și din pricina Evangheliei, o va mântui. Și ce folosește un om să câștige toată lumea, dacă își pierde sufletul? Sau ce va da un om în schimb pentru sufletul său? Pentru că de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, în acest neam prea curvar și păcătos, se va rușina și Fiul omului când va veni în slava Tatălui Său împreună cu Sfinții Îngeri și Biserica zice Amin. Plecăm capetele și ne rugăm. Îți mulțumim, Doamne, Tatăl și Dumnezeu, că această zi cuvântată de Tine. Mulțumim pentru această zi de sărbătoare. Este sărbătoare pentru că Tu ești în mijlocul nostru. Amin. Am dorit, Doamne, să simțim fiecare de lucrul acesta. Amin. Prezența Ta în această zi, Doamne, pe ce te rugăm să ne vorbești. Prin rogul Tău, Doamne, de putere, Ta, Doamne. Amin. Îmi sufletește Tu, Doamne, cu harul Tău și te rugăm să vii cuvântul Tău. În inimile noastre, Doamne, vreau să fie Dumnezeu orice ascultător în această după-amiază. Arunte să ne deschide inima ca în fața unui soare, cum știți, pe tale mântuitor, Doamne. Arunte să fim primitori de cuvântul Tău. Primitori, Doamne. Trebuie să ne vrem să înțelegem cuvântul Tău. Să ne dai voință să-L simți în proximă. Amin. Vă invităm să ocupați locul. Citim în Cuvântul lui Dumnezeu această afirmație. Planurile le face omul, dar împlinirea atârnă de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Amin. După planurile pe care le-am făcut noi, astăzi ar fi trebuit să fim în Ierusalim, să facem drumul pe Via Dolorosa până la Golgota și apoi să ne întoarcem în grădina mormântului și să vedem mormântul gol. Așa ne-am planificat noi și așa era planificată săptămâna care a trecut și acest sfârșit de săptămână și mâine să ne reîntoarcem spre țară. Dumnezeu a schimbat planurile și vineri, pentru prima dată în viața mea, împreună cu Delia, am ajuns în marele oraș Gerzbaț. Așa vă dă Dumnezeu. Vă mulțumim pentru dragostea cu care ne-ați primit. Vă mulțumim pentru căldura spirituală
și pentru bucuria părtășiei în Hristos Domnul. Amin. Să vă răsplătească bunul Dumnezeu după bogățiile harului Său. Amin. Amin. Silviu și Ionela, Evelin, Viorel și Darius. Este o zi deosebită în viața voastră. Depuneți o mărturie de o valoare eternă. Înaintea lumii văzute și înaintea lumii văzute, depuneți mărturia că ați trecut de partea Domnului Iisus Hristos. Să întărească Dumnezeu mărturia voastră. Amin. Cel mai mare botez la care am avut harul să particip a fost un botez cu 10.000 de persoane. Botezul a avut loc la râu, la apă deschisă, în Coreea de Sud, 10.000 de oameni care s-au întors la Dumnezeu în ultimele 3 luni de zile într-o singură biserică. Au fost 750 de botezători. 10.000 de oameni înșirați de o parte și de alta a râului, ca niște râuri vii intrau în apă, erau botezați, depuneau mărturia că au trecut de partea Domnului. Am închis ochii și mi-am imaginat mulțimea aceea nenumărată despre care ne-a citit fratele Nicu din Apocalipsa. O mulțime pe care nu o poate număra nimeni. Acolo veți fi și voi. Amen. Acolo vom fi și noi cei care am trecut de partea Domnului. Amen. Celebrăm astăzi Harul lui Dumnezeu împreună. Și mesajul pe care l-am din partea Domnului pentru voi, pentru noi, este inspirat din cuvintele Mântuitorului. Contextul în care Domnul afirmă lucrul acestea este unul interesant. Și-a luat ucenicii și i-a dus înspre partea de nord a țării, înspre Cezareea lui Filip. O cetate romană, o cetate dominată de cultura greco-romană. O cetate renumită prin numărul mare de zeități la care se închinau oamenii din cetatea respectivă. Spun cercetătorii, istoricii, că fiecare stradă din Cezareea lui Filip avea alt zeu. Și fiecare se închina la alt zeu, o cetate extrem de păgână, dar religioasă în păgânismul ei. O mulțime de zeități. Domnul Iisus își duce ucenici acolo și le pune o întrebare. Cine zic oamenii că sunt eu? În contextul acesta în care sunt atâtea zeități, cine zic oamenii că sunt eu? Dacă întrebarea ar fi în zilele noastre, ea ar fi formulată sub forma unui sondaj de opinie. Ce spun sondajele de opinie despre mine? Trăim într-o vreme în care citim sondaje de opinie, se fac sondaje de opinie și politicienii sunt interesați de sondajele de opinie. Ucenicii sunt la curent cu rezultatul sondajelor. Și spun ceva de felul următor. Unele case de sondaj spun că ai fi Ioan Botezătorul. Alții zic că ai fi Ilie. Alții nu sunt de acord cu ei și spun că ai fi Ieremia. Alții nu s-au decis încă cine ești, ci spun că ai fi unul dintre proroci. Ucenicii știu ce spun sondajele de opinie și răspunsul lor sublinează următorul aspect. Sondajele de opinie nu vorbesc niciodată cu aceeași voce. Oamenii au păreri diferite. Cu privire la toate lucrurile, oamenii au păreri diferite. Unii zic așa, alții zic așa, alții zic altfel. Și eu după cine să mă duc? Și eu pe cine să cred? În această lume a religiilor multiple, pluralismul religios, care este calea cea bună? Unii zic așa, alții altfel, alții altfel. Așa că în acest context a pluralismului religios, a rădăcinii idolatre, Domnul Iisus întreabă, dar voi ce ziceți? Care este răspunsul vostru la întrebarea aceasta? În numele ucenicilor, Apostolul Petru i-a răspuns, ia cuvântul și spune, și Evanghelia după Matei, în capitolul 16, detaliază răspunsul lui Petru. Simon Petru, drept răspuns, i-a zis,
Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Amin. Amin. Tu și numai tu, nimeni altul. Tu și numai tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului adevărat. Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul. Amin. Domnul se uită la el și spune, ferice de tine, Simone. Pentru că răspunsul acesta nu vine de la oameni, nu carnea și sângele. Nu vine din sondaje de opinie, nu vine din părerile oamenilor. Răspunsul acesta este revelație dumnezeiască. Dumnezeu ți-a descoperit. Binecuvântat ești tu, Simone. Amin. Pentru că te ghidezi nu după ce zic oamenii, ci după ceea ce zice Dumnezeu. Amin. În momentul acela, în care se stabilește clar identitatea lui Iisus din Nazaret, este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul Lumii, Mesia cel promis. Domnul le explică de ce a venit pe pământ. Atunci a început să-i învețe că Fiul omului trebuie să pătimească mult, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoții cei mai de seamă și de cărturari, să fie omorât și după 3 zile să învie. Le-a explicat faptul că a venit din cer, El, Fiul lui Dumnezeu, ca să ia păcatele lumii întregi, ale mele și ale tale, să pătimească locul nostru, să fie răstignit pentru păcatele noastre, să fie îngropat și după 3 zile să învie. Le explică faptul că a venit pe pământ nu ca să-l viziteze ca turist. N-a venit să ne distreze, să ne dea mai știu ce fel de divertisment religios. A venit în lumea noastră să mântuiască. A venit să ia oameni de pe calea pierzării a păcatului, să-i împace cu Dumnezeu în baza jertfei Lui. După ce le explică lucrul acesta, că a venit să mântuiască oamenii, se întoarce din nou spre mulțimi și pune 2 întrebări. Prima întrebare, ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Rețineți! Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? La ce ți-ar folosi ție să câștigi toată lumea dacă ți-ai pierde sufletul? A doua întrebare, dacă un om și-a pierdut sufletul, ce-ar trebui să dea la schimb ca să-l câștige înapoi? Nu știu dacă și în Germania se întâmplă ce se întâmplă în România, din când în când apare câte un anunț. Am pierdut pisică siameză sau birmaneză. Dau recompensă 50 de euro cui o găsește. Am pierdut pormoneu cu bani și dau recompensă cui găsește pormoneu. Și oamenii care pierd lucruri dau ceva în recompensă ca să-și primească înapoi lucrul pierdut. Acum Domnul Iisus spune, atenție, ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Dacă l-a pierdut, ce-ar trebui să dea la schimb ca să-l primească înapoi? În aceste 2 întrebări, de fapt, Domnul Iisus subliniază următorul aspect. Comoara cea mai scumpă pe care o am eu și o ai tu. Nu este casa, nu e mașina, nu sunt proprietățile noastre, nu este nici măcar sănătatea trupului nostru. Cea mai mare comoară pe care o avem în noi și ne-a fost dată de Dumnezeu este sufletul. Este cel mai scump lucru pe care îl ai. Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Ce ne spune Domnul Iisus este că dacă ai avea o balanță și pe un taler este sufletul tău și pe celălalt taler este toată lumea aceasta, care e mai de preț? Sufletul tău. Sufletul meu. Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? A pierdut cea mai mare comoară. Și dacă l-a pierdut, vă rog să observați că lucrurile cele mai de preț pe care le avem se pot pierde. Ai pierdut vreodată ceva? Ce ți-ai pierdut? Ți-a părut rău după ce ai pierdut? Ți-ai recuperat ce ai pierdut? În urmă cu câțiva ani de zile, împreună cu corul Facultății de Muzică a Universității Emanuel din Oradea, am participat la un concurs internațional de interpretări corale, de cânt coral.
la Centrul Națiunilor Unite din Viena, Austria. Ne-am dus cu corul Universității Emanuel, corul din toate părțile lumii, și noi ne-am dus acolo ca universitate creștină să ducem cântări creștine. De departe, corul nostru a fost cel mai bun dintre toate. Dar a fost o problemă. Juriul l-a chemat pe dirijor și a spus: stăm în cumpănă să vă dăm medalia de aur, dar la gala laureaților am vrea să cântați altfel de cântări decât alea cu care ați venit în competiție. N-aveți ceva cântecele astea așa, mai pe placul lumii? Și dirijorul nostru a spus: noi suntem o universitate creștină, noi cântăm pentru slava lui Dumnezeu. Amin. Drept urmare, nu ne-a dat medalia de aur, ci ne-a dat-o pe cea de argint. Și-au dat medalia de aur la un cor din Africa, care au imitat maimuțele în junglă. Dar s-a terminat și competiția și gala laureaților și ne pregăteam să ne întoarcem spre casă. Înainte de intrarea României în Uniunea Europeană, când circulam cu pașapoarte și cu vize. Așa că ne-am pregătit, ne-am adunat toate lucrurile, ne-am urcat în autocar și în autocar am rugat studenții să-și verifice pașapoartele. Și unul dintre băieți și-a căutat și nu-i pașaportul. Ia geanta și o scormonește, nu-i pașaportul. Desface valiza și desface tot ce e acolo și nu-i pașaportul. Oprim autocarul, ne întoarcem unde am găzuit și începe căutarea. În dulap, în sertare, în pat, sub saltea și nu-i pașaportul. Drept urmare, l-am lăsat în Viena timp de o săptămână, până când consulatul român i-a dat ceva de călătorie spre țară. Dar acolo, la Viena, era cineva din partea Orchestrei Simfonice din Sankt Petersburg, Orchestra Simfonică Dimitri Șostakovici, una dintre marile orchestre simfonice ale lumii, și a spus: aș vrea să invităm corul acesta al vostru. Să avem un concert de Paști și să interpretăm împreună patimile după Matei, oratoriul de Ioan Sebastian Bach. Așa că ne-am pregătit și ne-am dus în Rusia. Dar când ne-am dus în Rusia, am făcut următorul lucru. Împreună cu studenții de la muzică, am luat și un băiat de la Facultatea de Management. Și slujba lui a fost următoare. Când am ajuns în Sankt Petersburg, a luat toate pașapoartele, toate biletele de avion, le-a pus într-o geantă și cu geanta aceea a dormit noaptea și cu geanta aceea a stat ziua. Studenții au fost un pic deranjați de faptul că ce suntem noi, gângă să... Dar asta a fost decizia, suntem în Rusia. S-a terminat un concert în care studenții noștri au ridicat sala în picioare să se roage Tatăl nostru. O mărturie deosebită. S-a terminat și în ultima zi a lăsat să meargă în oraș să-și cumpere suveniruri, amintiri pentru cei de acasă. În timp ce erau în metrou, în Sankt Petersburg, la unul dintre studenți i s-a furat pormoneul cu toți banii. Când a ajuns în magazin să-ți ia pormoneul, ia pormoneul de unde noi. Și a spus: îi mulțumesc lui Dumnezeu că n-am avut pașaportul la mine. Că e una să stai o săptămână în Viena, dar e alta să stai mult în Rusia. Așa că ne-am întors spre țară. Învățând că poți pierde lucruri de valoare. Numai că Domnul Iisus nu spune nici despre pașaportul tău, nici despre pormoneul tău. Domnul spune: ce-ar folosi unui om să-și piardă sufletul? Înțelegi că ce ai mai de preț se poate pierde? Și dacă l-ai pierdut, poți da ceva la schimb? Ce-ai putea să dai la valoarea sufletului tău? Cât valorează sufletul tău? Domnul spune: mai mult decât toată lumea aceasta. Dacă este atât de important sufletul, atât de scump, e normal să ne întrebăm oare ce este. Oare ce-i suflet? Răspunsul avem în Cuvântul lui Dumnezeu, în Cartea Geneza, în capitolul 2, unde avem istoria creației Universului, în capitolul 1, și apoi se reia istoria creației omului, în capitolul 2. Și în versetul 7 din Geneza 2 citim: Domnul Dumnezeu l-a făcut pe om din țărâna pământului și i-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu.
Aici ne explică Dumnezeu din ce ne-a făcut, din ce material ne-a creat. Și Biblia spune, Dumnezeu ne-a creat dintr-o parte materială, din țărâna pământului. Noi oamenii suntem făcuți dintr-o parte materială, din pământ. Dar nu suntem numai țărână. În țărâna aceea, în partea aceea materială, Dumnezeu a suflat suflare de viață. Este o parte spirituală din Dumnezeu. Nu suntem numai țărână. Suntem și suflare dumnezeiască. Și omul s-a făcut astfel un suflet viu prin suflare dumnezeiască. Este o parte materială și este o parte spirituală. Și aceste două părți sunt aduse la oaltă într-o persoană unică, persoana ce ești tu, sunt eu și sunt miliardele de oameni de pe pământ. Acum, partea materială din noi ne leagă de pământ. Noi suntem trupuri materiale și putem lucra și putem intra în legătură cu lumea materială. Datorită faptului că este o lume materială și eu am o parte materială, pot să lucrez cu lucrurile materiale. Dar nu sunt numai atât. Dumnezeu mi-a dat partea spirituală ca partea aceasta să mă lege de Dumnezeu. Partea aceasta să fie conectată cu cerul. Sunt legat de pământ cu trupul acesta, dar sunt legat cu sufletul de Dumnezeu. Și trăiesc aici pe pământ în trupul acesta și trupul acesta trebuie să fie condus de partea dumnezeiască din mine și să trăiesc pentru slava lui Dumnezeu. Amin. Și acum Domnul Iisus spune, ce-ar folosi unui om să trăiască numai pentru pământ? Ce-ar folosi unui om ca sufletul lui să nu mai fie legat de cer? Sufletul lui să nu mai fie împărtășie cu Dumnezeu. Dacă nu este împărtășit cu Dumnezeu, este pierdut. Este un suflet care și-a pierdut scopul pentru care a fost dat. Și-a pierdut destinația. Și-a pierdut tot ceea ce era mai scump. Legătura cu Dumnezeu. Dacă sufletul ne-a fost dat ca să ne lege de Dumnezeu, dacă este partea cea mai scumpă pe care o avem în noi, este o altă întrebare. Ce fac oamenii cu sufletele lor? Ce faci tu cu sufletul tău? Dacă ți-a dat Dumnezeu suflet, ce faci cu el? Ce fac ceilalți oameni cu sufletele lor? Ne vom uita în seara aceasta în Scriptură la trei oameni să vedem ce au făcut oamenii aceștia cu sufletele lor. Ne vom uita la primul om și vom vedea un om care și-a pierdut sufletul. Ne vom uita la al doilea și vom vedea un om care și-a chinuit sufletul. Ne vom uita la al treilea și vom vedea un om care și-a mântuit sufletul. Și apoi ne vom uita fiecare la noi înșine ca să vedem cu care dintre aceștia trei de semănăm. În care tabără suntem. Ne ducem la primul om care și-a pierdut sufletul și îl găsim în Evanghelia după Luca la capitolul 12. Evanghelia după Luca la capitolul 12. De la versetul 13. Suntem în vremea în care Domnul Iisus este pe pământ, oamenii, mulțimile se adună în jurul Lui, și El ne vorbește despre cer, despre împărăția lui Dumnezeu, despre faptul că a venit din cer ca să ne întoarcă la Dumnezeu, că păcatul ne-a despărțit de Dumnezeu și datorită păcatului, sufletul este despărțit de Dumnezeu și pierdut. Și le vorbește despre miracolul, întoarcerea la Dumnezeu. În timp ce predică Domnul Iisus, un om din mulțime a zis lui Iisus, Învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Predică Domnul Iisus. Predică despre cer. Omul acesta este obsedat de pământ. El e obsedat de faptul că fratele lui n-a împărțit cu el bine moștenirea. Că are cu o scândură în plus sau că are cu o pereche de zdrențe mai mult. Învățătorule, nu mă interesează cerul. Nu mă interesează pământul. Dacă ai venit pe pământ, fă dreptate între mine și fratele meu. Imaginați-vă că în timp ce eu predic, cineva a venit să înceară, să împarcă, nu știu, au împărțit bine lucrurile după ce au murit părinții. Și spun, omule, nu pentru asta a venit la Chiazba. Dar este Fiul lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus se uită la el și spune, omule, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Apoi le-a zis, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani
Deci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui și le-a spus întâmplarea aceasta. Țarina unui om bogat rudise mult. Și el se gândea în sine și zicea, ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele? O, iată, a zis eu, ce voi face. Îmi voi strica grânarele, îmi voi zide altele mai mari, acolo voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele și voi zice... Și voi zice... Ia sufletul. Sufletului meu. Dumnezeu spune să vă spun o întâmplare. Era un om bogat, era bogat deja, fermier. Într-un an, fermierul acesta a avut o recoltă record. Anul acesta a fost un an deosebit de bun pentru ferma lui. A semănat la vreme, a venit ploaia, a venit căldura, au crescut toate semănăturile, a venit vremea recoltei, vreme bună de recoltat și a recoltat atât de mult încât are atâta bogăție că n-are unde o depozita. Vă puteți identifica cu omul acesta? O să zici, frate Paul sau domnule, nu știi cât de greu acum Germania după COVID. Că e greu, că locurile de muncă s-au scumpit toate. E, imaginați-vă un om care are atâta bogăție că nu mai are unde să o depoziteze. Are atâta bogăție că nu mai știe ce să facă cu ea. Așa că are o problemă în lumea materială. Și priceput în lumea materială și spune, știu ce am de făcut. Toate depozitele mele sunt depășite, le dărâm, construiesc altele acum cu bani europeni, îmi depozitez acolo recolta până când piața e bună și voi vinde toate produsele mele când prețurile pe piață sunt bune. Și rezolvă problema materială și o rezolvă cu pricepere. Și acum a rezolvat problema materială. Nu mai are nici o problemă materială pe pământ. Are atâta bogăție, are atâția bani, încât dragi bărbați, dragi tineri, poate să-și cumpere toate modelele de mașină pe care le-a visat vreodată. Îți imaginezi? Cumperi toate mașinile pe care le-ai visat vreodată și tot mai ai atâta bogăție că nu știi ce să faci cu ea. Sau, stimate doamne, stimate surori, poți să-ți cumperi toate bijuteriile, toate toaletele din lume pe care le-ai visat vreodată și tot mai ai cheltuit toți banii. Ești atât de bogat încât poți să cheltui cât vrei și tot mai cheltui ce ai. Îți poți imagina așa ceva? E, imaginați-vă, frate Adi, că ai un asemenea membru biserică. Care spune, frate Adi, de acum nu mai am probleme cu serviciul. Sunt nelipsit de la rugăciune, sunt nelipsit de la repetiție de cor, sunt nelipsit de la adunare, sunt gata pentru orice misiune. De acum încolo nu mă mai ține nimic legat de pământ. O, dar nu-i așa. Omul acesta rezolvă problema materială, dar are acum o problemă spirituală. După ce a rezolvat problemele pământului, se întoarce spre suflet. Și stă de vorbă cu sufletul lui. Ce ai spus? Vreau să observați că atunci când noi vorbim, cu sufletul nostru se notează în ce am vorbit. Dumnezeu știe ce vorbește omul acesta în taină cu sufletul lui. Se întoarce spre suflet și spune, suflete al meu, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, așa că de acum încolo, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Știi ce spune sufletul lui? Suflete al meu, vreau să te îngrop de tot în pământ. Vreau să te îngrop în toate lucrurile pământului. De acum încolo, numai lucruri pământești îți dau. Îți dau mâncare, băutură și distracții de pe pământ. Suflete al meu, uită de cer! Uită de Dumnezeu! Ai toate bucuriile pământului sunt ale tale. Așa spune în sufletul. În noaptea aceea, din cer se aude un glas. Ai auzit vreodată glasul lui Dumnezeu? În noaptea aceea, glasul din cer este extraordinar de astfel. Din cer se aude un glas care turnă bubuie. Nebunule! Acum, când Biblia spune nebun, nu vorbește despre oameni care ar fi bolnavi cu nervi. Nu, acesta este sensul cuvântului nebun în Biblie. Nebun, cuvântul nebun este definit încă din Cartea Psalmilor și spune așa. Nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu.
Nebun este omul care trăiește pe pământ ca și când n-ar exista Dumnezeu. Dumnezeu spune, nebunule, crezi că poți trage sufletul în gunoaiele pământului, în mocirile pământului, ți-a fost dat ca să te lege de Dumnezeu? Îți bani joc de ce ți-a dat Dumnezeu? În noaptea aceasta ți se urla înapoi sufletul. Noaptea aceea, omul care și-a planificat o viață de distracție, a plecat de pe pământ cu sufletul pierdut pentru totdeauna. S-a dus pentru totdeauna în iad. În timp ce noi suntem în biserică, el este în iad. O, Doamne, te rugăm, cercetează-ne. Amin. Să nu cumva să audă vreunul dintre noi glosind nebunule. Pentru că Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său în lumea noastră să ne caute, să ne mântuiască, să ne întoarcă la Dumnezeu, să ne lege iar de cer, din robia pământului. S-ar folosi un om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul. Al doilea om este omul care și-a chinuit sufletul. E un om ciudat. E un personaj interesant. Citim lucrul acesta în 2 Petru, capitolul 2, de la versetul 4, când apostolul pune o serie întreagă de întrebări pentru a scoate în evidență faptul că Dumnezeu este drept și judecă drept. Așa că, dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit și aruncat în adânc unde stau înconjurați de întuneric, legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată, dacă n-a cruțat El lumea veche ce a scăpat pe noi, acest propovăduitor al neprihănirii împreună cu a șapte inși, când a trimis potopul peste o lume de nelegiuiți, dacă a osândit El apeire și a prefăcut în cenușă cetățile Sodoma și Gomora ca să slujească de pildă pentru cei ce vor trăi în nelegiuire, și dacă a scăpat pe neprihănitul Lot, care era foarte întristat de viața destrăbălată acestor stricați, căci neprihănitul acesta care locuia în mijlocul lor își chinuia în toate zilele sufletului neprihănit din pricina celor ce vedea și auzea din faptele lor nelegiuite. Omul acesta este descris în Biblie, om bun care își chinuia sufletul. E om bun, dar își chinuie sufletul. Cine este Lot și cum își chinuie sufletul? Îl găsim pe Lot în Cartea Geneza, încă din finalul capitolului 11 și apoi din capitolul 12 și 13 este descris cu mai multe detalii. Este nepotul patriarhului Avram. Când tatăl lui a murit și el s-a legat de unchiul Avram. Când Avram a avut întâlnirea cu Dumnezeu, când Avram s-a legat de cer, întâlnirea cu Dumnezeu a schimbat viața lui Avram atât de profund, atât de radical, atât de glorios, încât Lot s-a lipit cu toată ființa lui de unchiul Avram. A fost impresionat de ceea ce s-a întâmplat cu unchiul Avram. Ai fost vreodată aproape de un om al lui Dumnezeu? Ai simțit că sufletul tău respiră, e înviorat că ești în prezența unui om al lui Dumnezeu? Lot este în prezența lui Avram, tatăl tuturor credincioșilor. Și când Avram pleacă spre țara făgăduinței, Lot pleacă împreună cu el. Ce Biblia spune? În capitolul 13, la versetul 5, Lot, care călătorea împreună cu Avram, avea și el oi, boi și corturi. Și ținutul acela nu mai încăpea să locuiască împreună, căci averile lor erau așa de mari, încât nu puteau să locuiască împreună. Pornesc din Haldeia înspre țara Canaanului. Pe drum Dumnezeu îi binecuvântează cu bogății materiale. Și Avram și Lot primesc din partea lui Dumnezeu bogății, bunăstare materială și ajung la un moment dat atât de bogați încât nu mai pot locui împreună. Vă rog să rețineți, oamenii bogați nu pot locui împreună. Oamenii bogați n-au loc împreună. Așa spune, erau așa de bogați că nu mai aveau loc împreună. La sărăcie oamenii au loc împreună. După ce a venit colectivizarea în România și a luat tot pământul de la familia noastră, cum a luat de la alții, noi am rămas săraci lipiți pământului ca familie. Tata, mama și 3 băieți. Eram atât de săraci încât nu puteam încălzi iarna decât o singură cameră și în camera aceea dormeam toți 5. Tata și mama într-un pat și noi 3 băieți în alt pat. Și nu era pat din ăsta king size,
Era pat din ăla ca la țară și dormeam în felul următor. Doi dormeau cu capul într-o parte și celălalt la picioarele lor cu capul în altă parte. Ei, imaginați-vă, eu fiind cel mai mic, unde credeți că m-am pus? Eram așa de săraci încât încăpeam toți într-un pat. Eram așa de săraci încât încăpeam toți într-o singură cameră. Ei, astăzi când sunt înstăriți, soțul vrea camera lui cu televizorul lui, soția vrea camera ei cu televizorul lui, veții vor camera lor cu computerul lor. Fiecare vrea camera lui, fiecare vrea mașina lui. Suntem așa de bogați că nu mai putem sta împreună nici la nașterea Mântuitorului, nici la învierea Mântuitorului. Suntem așa de bogați încât nu ne mai suferim unii pe alții. Așa ajung Avram și Lot. Bogați și nu mai încap împreună. Și datorită faptului că nu încap împreună, încep să apară tensiuni. Și Avram este un om al lui Dumnezeu care nu-i robul pământului, spune Lot. Nu ne certăm pentru lucrurile de pe pământ. Noi avem o altă destinație, Lot, decât să ne certăm pentru lucrurile de pe pământ, mai bine ne separăm. Alegeți tu partea care vrei din țară și dacă tu iei la stânga, eu mă duc la dreapta, dacă tu mergi la dreapta, eu mă duc la stânga. Așa că Avram i-a zis lui Lot, te rog să nu fie ceartă între mine și tine, între păzitorii mei și păzitorii tăi. Nu-i oare toată țara înaintea ta, mai bine depărtează-te de mine. Dacă a fost la stânga, eu voi apuca la dreapta. Dacă a fost la dreapta, eu voi apuca la stânga. Și Lot și-a ridicat ochii și-a văzut toată câmpia Iordanului care era bine udată în întregime, înainte ca să dimicească Domnul Sodoma și Gomora până la soare. Era ca o grădină a Domnului, ca țara Egiptului. Un moment extraordinar. Lot, alege tu de pe pământ ce vrei. Și Lot se uită la tot ce vede înainte ochilor și observă unde sunt comasate toate bogățiile țării Canaan. Și spune lui Avram, eu vreau partea aceea, acolo sunt bogățiile. Tu rămâi aici cu dealurile astea golașe și uscate. Tu rămâi aici în pustietatea și în sărăcia asta, vreau eu să iau toată partea aceea. Momentul acela este un moment în care iese la iveală ce se întâmplă, cum se deformează caracterul unui om când este legat de pământ. Uneori încerc să ilustrez în felul următor. Imaginați-vă că ai venit în Germania în urmă cu 30 și ceva de ani după ce s-au deschis granițele. Ai venit aici și ai venit cu bocceluța în mână. Dumnezeu ți-a dat sănătate, ți-a dat pricepere, te-ai apucat de lucru, te-a apreciat, ai învățat și limba germană și dacă ai pornit de la ceva foarte, foarte modest, când ai ajuns aici, atât ai putut să-ți cumperi în primele luni de zile un trabant. Mai țineți minte trabantul? Da. Îl mai țineți minte? Ți-ai cumpărat un trabant și ți-ai înșghebat undeva pe o bucată de pământ pe care ai cumpărat-o un fel de bucătărioare din aia, un fel de cocioabă din aia ca să stai în ea, dar era a ta că ai început de acolo. Și ai stat acolo și te-ai dus la serviciu cu trabantul și ai lucrat, ai făcut economii, Dumnezeu ți-a dat sănătate și pricepere și ți-ai construit o casă frumoasă cu etaj și ți-ai cumpărat un Mercedes. Și când ai avut toată bunăstarea asta, ți-ai adus aminte că de unde ai venit tu, ți-a rămas un nepot al nimănui, sărac și bătut de soacră. Și a zis, dar cum să las acolo? Îl aduc aici la mine și o să-și facă și el un rost în viață. Și de unde am început, eu o să înceapă și el. Așa că l-ai adus și i-ai dat bucătăria la cel unde ai stat la început și i-ai dat trabantul. Și a spus, nepoate, vreau să-ți dau și ție un început ca să-ți faci un rost în viață. Și nepotul ia trabantul și se mută acolo în căsuța aceea. Dar pe măsură ce trec lunile și trece timpul și tu pleci de acasă, observ cu surpriză că nepotul se mută în casa ta mare și că îți ia Mercedes-ul și umplă cu el brambura prin Germania și zice și până în Franța și până în Spania. Și te uiți la nepotul tău care este tot mai obraznic, este tot mai pretențios și este tot mai nesuferit. Și într-o zi spui nepoate, trebuie să clarificăm lucrurile. Uite aici tot ce avem. E casa asta mare cu etaje, e Mercedes-ul, e bucătăria aceea, e trabantul. Alege ce vrei ca să fie pace între noi. Și le spune, e normal, vreau casa cu etaj, Mercedes-ul, du-te tu acolo. Ce îi spune? Ai obraz? Ai obraz?
Adică mă scos din moștenirea mea. Lot a făcut ceva mult mai urât de atât. Dumnezeu i-a promis țara lui Avram. Și Lot spune, o vreau eu. Nu e a ta. Te scot din moștenirea ta. Vreau țara. Vreau să fiu legat de pământ. Vreau pământul. Și alege partea dinspre Sodoma și se duce încolo și spune, oamenii din Sodoma erau răi și afară din cale de păcătoși împotriva Domnului. Acolo unde își alege el. Dar sunt bogății, dar sunt oameni stricați. Citim mai departe în cartea Genezei că încet, încet Lot se duce spre Sodoma și ajunge în Sodoma, își cumpără casă, pământ, își face casă, se stabilește în Sodoma și ajunge pe o funcție de conducere în Sodoma. Și în capitolul 19 îl găsim pe Lot prin cetatea Sodomei. Și Biblia ne spune că cetatea Sodomei își chinuie sufletul. Dar cum își chinuie sufletul? Păi după ce ajunge acolo, vrea să socializeze, să intre în legătură cu oamenii din Sodoma. Și așteaptă să intre în legătură cu vecinul din dreapta și așteaptă un moment și constată că vecinul din dreapta este stricat, e sodomit. Și Lot spune, nu vreau. Cel din stânga, poate e mai cum se cade. Și ăla este așa, nu vreau, cel din față, cel din spate. Și constată că cetatea este plină de oameni stricați. Dar cum să trăiesc aici? Și în fiecare zi Lot se chinuie în mijlocul Sodomei. Într-o noapte, doi îngeri lui Dumnezeu vin din cer la Sodoma. Și aici este capitolul 19. Doi îngeri vin din cer la Sodoma ca să-l scoată din Sodoma. Și spun Lot, ce ai aici? Ia-ți soție, ia-ți copii, ia-ți cineri, ia-ți fete și ieși afară din Sodoma. O noapte întreagă. Doi îngeri vor să se lupte că o să scoată. Pentru că oamenii din Sodoma sunt din calea afară de stricați, vor să-și bată joc și de îngeri și Lot iese afară la ei și în capitolul 19, versetul 6 citim, Lot a ieșit afară la ei la ușă, a cuiat ușa după el și a zis, fraților, vă rog, nu faceți o asemenea răutate. Și înainte de a citi versetul următor, am o întrebare. Care sunteți tați și Dumnezeu va binecuvânta cu fete? Mâna sus, tații de fete. Vă mulțumesc. Și pe noi ne-a binecuvântat Dumnezeu cu două fete deosebite, seamănă cu mama lor. Ascultați ce spune Lot. Iată că am două fete care nu știu de bărbat. Am să vi le aduc afară și le veți face ce vă va plăcea. Adică am două fete cinstite. Vi le aduc în stradă să vă bate joc de ele. Ai putea face așa cu fetele tale? Dragii mei, nici dacă mă tai în bucăți! Dar Lot este mai legat de Sodoma decât de fetele lui. S-a dezlipit de cer. Și este pe punctul de a-și nenoroci casa. O noapte întreagă, doi îngeri se luptă cu el și avea spre dimineață. Îl scot pe el și pe cele două fete. Soția lui se întoarce înapoi și este transformată în stâlp de sare. O, Doamne! Își chinuie sufletul. Dar nu e gata să iasă de acolo. Cunosc oameni care au crescut în familie de pocăiți. Au crescut în biserică. Au fost la școala copiilor. Au învățat cântări ca și copii. Au învățat versete din Biblie. A venit vremea și au mers la școli și au ajuns pe funcții mari și s-au tot îndepărtat de Dumnezeu, s-au îndepărtat de biserică și trăiesc într-o lume extrem de afluentă și cu poziții foarte mari. Din când în când se adună la oaltă, că se cunosc între ei, se adună la câte unul, cu ocazii diferite, iau cina împreună, mănâncă și servesc câte un pahar de băutură. Și după ce au băut un pahar în plus, încep să fie un pic nostalgici, câte unul de ei zice, auzi, vă aduceți aminte de cântarea aceea pe care o cântam noi la copii? Și o fredonează și ceilalți cântă cu el. Și plâng, le curg lacrimi. Și altul zice, dacă cântarea cealaltă, ți-a adus aminte. Și cântă și cântarea aceea. Și cântă și plâng și cântă. Se
Se cheie seara, pleacă și se duc pe același drum mai departe. După lună, două se adună din nou, mănâncă, beau, cântă și plâng, plâng și cântă și pleacă. De zeci de ani sunt așa. De zeci de ani. Își chinuie sufletul, dar nu pot să iasă de acolo. Pentru Lot au venit doi îngeri ca să-l scoată. Dar, dragii mei, pentru noi Dumnezeu n-a trimis doi îngeri. Pentru noi a trimis chiar pe Fiul Său. Pentru noi a trimis pe Fiul Său ca să ne spulgă din lumea aceasta. Te recunoști, ești acolo și schinui sufletul. Ești chinuit, ești frământat, ești necăjit. Dar n-ai putere să ieși acolo. Este un Hristos, Domnul, care a venit să te scoată de acolo. Este Fiul Dumnezeu care are toată puterea în cer și pe pământ. Nu-ți chinui mai departe sufletul. Om cu suflet chinuit. Poate că o să zici, frate Paul, dar n-aveți și ceva care să ne aducă înviorare? N-aveți și ceva care se încheie frumos? Ba da. Ne vom uita la omul care și-a mântuit sufletul. Întoarceți-vă rog la Evanghelia după Luca, la capitolul 19. Capitolul 19 din Evanghelia după Luca. Este ultima călătorie a Domnului Iisus prin Ierihon, se duce spre Ierusalim, este ultima călătorie, începe săptămâna patimilor, urmează arestarea, urmează judecata, urmează condamnarea și moartea lui. Și este ultima lui călătorie prin Ierihon. Capitolul 19 din Evanghelia după Luca. Iisus a intrat în Ierihon și trecea prin cetate. Și un om bogat, numit Zacheu, mai marele vameșilor, căuta să vadă care este Iisus, dar nu putea din pricina norodului, căci era mic de statură. Alergat înainte, s-a suit într-un dud ca să vadă, pentru că pe drumul acela avea să treacă Iisus. Suntem în Ierihon și acolo este încrucișarea marilor drumuri comerciale. Acolo este o direcție vamală. Directorul direcției vamale pe Ierihon este un om numit Zacheu. E șeful. Suntem în vremea Imperiului Roman. Romanii aveau un sistem de taxe și impozite stabilit pentru tot Imperiul și ca să colecteze taxele și impozitele, alegeau oameni din rândul populației ocupate care intrau în slujba Romei să adune taxele și impozitele. Și romanii le făceau următorul favor. Atâta e tariful pe care îl cere Roma. Dar tu ai dreptul să storci de pe ei cât poți mai mult. Tot ce ai luat pe deasupra e al tău. Așa că dacă vrei să fii un om care te îmbogățești repede, slujba care te îmbogățește este cea de vameș în slujba Romei. Zacheu aude și el că banii aduc fericire. Că dacă ai bani, ai de toate, cu banii cumperi orice. Așa că își caută loc de muncă unde poate câștiga mulți bani, se angajează la vamă și este un vameș iscusit. Câți dintre noi ați trecut vama cu România în vremurile trecute și până pe urmează? Mâna sus! Dacă ați trecut vama pe la România. Vă mulțumesc! Nu trebuie să mărturisiți toți. Dar sunt convins că ați dat de vame și isteți. Care te trage pe dreapta și se face că te verifică la sânge până când îi spui, auzi, știi, hai să ne înțelegem. Zacheu e unul de ăsta care știe să se înțeleagă și adună și din ce adună el face parte la șeful de tură. Și șeful de tură e bucuros și spune, am un băiat de scurcăreț. Și el trimite la șeful mai mare și se duce vorba că Zacheu ăsta e tare, tare exclusiv. Așa că zic, dacă v-am e simplu de aduce atâta beneficiu nouă celorlalți, hai să-l punem șef de tură. Și-l pun șef de tură și ca șef de tură îi vede pe cei care sunt mai înstăriți de la vamă și știe să-i vămuiască și face mai departe și uite așa promovează până când ajunge domnul director general. Și pe măsură ce adună în casa lui bogăție, pe măsură ce toată casa este tot mai plină de lucruri de pe pământ, sufletul este tot mai gol, mai pustiu. E tot mai nefericit. Poate că n-are de ajuns. Știți că cel mai bogat om al lumii a fost întrebat în urmă cu câțiva ani de cât ar mai avea nevoie ca să fie mulțumit. Și ce a răspuns? De încă puțin. Niciodată n-ai de ajuns, mai vrei puțin. Și Zacheu mai vrea puțin, dar sufletul tot mai gol. Și în timp ce sufletul lui este tot mai gol și mai fără sens în viață. Pe la vamă trec pâlpuri de oameni care se duc spre Ierusalim. Vin din Galileea. Și vin cântând. Și se împlin de bucurie. Zacheu se uită la ei că sunt săraci, sunt galileeni. Vai de capul lor, dar n-am mai văzut oameni mai fericiți ca ei. Se uită la ei să vadă, Domnule, care-i secretul? Și întreabă, care-i secretul?
Și oamenii spun, ne-am întâlnit cu Iisus din Nazaret. De când ne-am întâlnit cu El, ni s-a schimbat viața. Mergem la Ierusalim să-L mai întâlnim o dată și mergem cântând de bucurie, că ne-e inima plină de cer. Și Zacheu se uită, dă din cap. Nu pricepe mare lucru. Și vine alb. Și sunt la fel de fericit. Și iar îi întreabă și spun, ne-am întâlnit cu Iisus din Nazaret, ne-a schimbat viața. Și Zacheu este tot mai mirat, cine e omul acela? Oare ce face omul acela de schimbă vieți? Oare ce se întâmplă de oameni care ar trebui să fie cei mai nefericiți? Sunt cu atâta bogăție spirituală, sunt cu atâta fericire. Și în timp ce e frământat, cum pot alții fi fericiți când el cu toate cele este atât de pustin și de gol? Aude o veste incredibilă. Acest Iisus din Nazaret va trece prin Ierihon. Oare cine? Oare cum arată? Oare ce face? Așa că se naște o dorință extraordinară în Zacheu să-l vadă și el pe Iisus din Nazaret. Ia toate detaliile, află ziua, află ora, află traseul și iese la drumul mare să-l vadă și el. Numai când ajunge la drumul mare, are două mari piedici. Prima, drumul este plin de oameni care au venit să-l vadă pe Iisus din Nazaret. Și pe o parte și pe alta. Sunt oameni care stau unul lângă celălalt. Și nimeni nu-l suferă pe Zacheu. Nimeni nu vrea să aibă față de el nici cel mai mic respect, disprețuit de toți. Deși domnul director general. Știți, noi românii suntem politicoși. Dacă vine un demnitar, odată îl ducem în față. Dar acolo nimeni nu vrea să-i facă locul Zacheu. Și nu poate trece prin mulțime și va merge Iisus pe acolo și nu-l vede. Așa că încearcă să se ridice pe vârful să-l vadă, dar are a doua problemă. Știți care e a doua problemă? E mic de statură. Cum dacă ești mic de statură și ai în fața ta niște oameni ca fratele care e aici cu stația de 2 metri, n-ai cum să-l vezi. E mic de statură. Se ridică, sare, dar nu vede. Dacă ești un mic de statură, ai necazurile tale și ai limitele tale. Dar am descoperit că și oamenii mici de statură au o zi mare a bucuriei lor. Știți care e cea mai mare bucurie a unui om mic? Să vadă pe unul și mai mic ca el. Am văzut lucrul acesta, lucrând cu oameni, când un om mic a văzut pe unul mai mic, el și-a zis că lăsă cât e de mic. Dar Zacheu n-are nici bucuria asta, că e cel mai mic dintre toți. Ar vrea să-l vadă. Sufletul arde în el. Așa că vine o idee. Aleargă înaintea tuturor pe șosea, pe stradă. E un copac acolo, e un bun. Se urcă în copac. Domnul director general, urcat în pom. Atât e de mare dorința că nu-l poate opri nimic. Vrea să-l vadă pe cel care schimbă vieți. Și se uită la mulțimea care vine și mulțimea aceea este Iisus. Și Zacheu se uită printre frunze, printre ramuri să-l vadă. Și coloana se apropie. Mai sunt câteva minute. Și Zacheu se uită să nu piardă nimic. Și coloana se apropie. Și mai sunt câțiva pași. Și Zacheu se uită, se pleacă să-l vadă. Că dacă schimbă vieți, să văd cum schimbă. Că e gol sufletul. Și este în dreptul lui și încă un pas și-a plecat. Și-a pierdut. Și Zacheu este cu sufletul la gură. În momentul acela, Iisus se oprește. Se uită și spune, Zacheu, te cunosc pe nume. Zacheu, știu ce e în inima ta. Zacheu, dă-te jos! Căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Zacheu, nu o să mă vezi printre frunze și crengi. Zacheu, mă vei vedea față în față la tine acasă. Amin. Vom sta de vorbă împreună. Zice Biblia, Zacheu s-a dat jos în grabă, în original prin alunecare. N-a mai stat să coboare elegant și a dat drumul pe trunchiul copacului, a coborât jos, a alergat înaintea Domnului, a deschis casa și în scena următoare, Domnul Iisus este în casa lui Zacheu. Imaginează-ți că ar fi la tine acasă. Cum l-ai primit? Ce protocol ai avea pentru Domnul Iisus că vine la tine acasă? Călătoresc mult, în multe părți ale lumii, și sunt primit în multe feluri de oameni care mă invită să găzduiesc. Să vă dau câteva exemple. Ajung la oameni care mă primesc să găzduiesc la ei
Mă duc la ei acasă, deschid casa, spune, aici e toată casa la dispoziția dumneavoastră, vă rugăm să ne iertați, noi avem de lucru și simțiți-vă ca acasă și pleacă. Acum simte de ca acasă cu casa goală, pentru că mă duc acasă, nu cu toți de acasă. Dar m-au primit la ei în casă, dar sunt așa de ocupați, toată casa i-a dat simte de ca acasă. Alții mă cheamă la ei acasă, îmi arată camera unde voi găzdui și îmi spune să mă fac comod. Și îmi desfac bagajul, valiza, să-mi așez hainele pe umeraș și dulapul e închis și cheile luate. Sertarele toate sunt închise și toate cheile luate. Cu soția mea aici, eu nici acasă nu pot trobăi. Nu pot trobăi casa nimănui. Dar m-am chemat la ei acasă și toate sunt închise. Alții mă cheamă și mi-arată toată colecția lor, de mobilă, de bibelouri, de alte lucruri. Și eu nu sunt colecționar și zic, Dumnezeu să aibă milă de voi. Alții mă cheamă și spun, frate Paul, ați ajuns la noi acasă, cu ce vă putem servi ca să vă odihniți, să vă relaxați, să vă reface, suntem aici, la dispoziția dumneavoastră. Dar nu e vorba de mine și nici de voi. E vorba de Zacheu și de Domnul Iisus. Domnul Iisus intră în casa lui Zacheu. Omul care a crezut că dacă adună și își umple casa de lucruri materiale, va fi fericit. Și golpe din nou. Și acum este față în față cu Domnul Iisus și primele cuvinte ale lui Zacheu. Iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau, săracelor, și dacă am năpostuit pe cineva cu ceva, dau înapoi păzit, Doamne. A intrat în casa mea și mi s-a umplut sufletul de atâtea bogății. Mi-e sufletul atât de plin de bucuriile cerului, încât m-am dezlegat de cele de pe pământ. Doamne, cele pe care le-am luat, le dau înapoi. Mă despar de pământ că sunt legat de cer. Aleluia. Și Domnul spune, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. Astăzi a intrat mântuirea. Sufletul acesta se leagă de cer. E împăcat cu Dumnezeu. Este plin de bogățiile harului. Un om cu suflet mântuit. Ce-ar folosi un om să câștige toată lumea dacă și-a pierde suflet? Spune-mi cum este sufletul tău. Dacă ai plecat în veșnicie noaptea aceasta, ai vedea fața lui Dumnezeu. Unde ți-ai petrece veșnicie? Dacă nu ești în păcat cu Dumnezeu, dacă n-ai păcatele iertate, dacă nu ești iertat în baza jertfei Fiului Său, pentru totdeauna ești pierdut, Doamne, ai milă! Amin. Doamne, nu-mi gădui așa ceva. Amin. Ești cu suflet chinuit? Ești copil crescut de pocăiți? Ești copil care ai crescut în adunare? Și te-ai dus pe căile lumii și ești chinuit în sufletul tău? Sau n-ai avut harul să fii într-o casă de oameni care îl cunosc pe Dumnezeu și ai crescut într-un mediu atât de sărac, atât de pustiu spiritual și ți-e sufletul chinuit și le întrebi eu ce să fac. Fiul omului a venit să caute. A venit să dea o dignă și a spus, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da o dignă. O, Doamne, dacă e cineva chinuit ca Lot, închide mâna și scoate-te acolo. Ești acolo din chinul acela, din robia aceea. Dar dacă Domnul Iisus este la ușa invitare, dacă vrea să intre la tine în inimă, casa ta cea mai scumpă este casa sufletului tău, este casa inimii tale. Și fratele Adi ne-a vorbit la început despre casa inimii. Fiule, dă-mi inima ta! Dacă inima ta se deschide înaintea Domnului și spui, Doamne, mi-am umplut inima de toate gândurile și lucrurile pământului și mi-e viața pustie și amară și mi-e viața atât de seacă, Doamne, du bogățiile iertării tale în inima mea. Vino, Doamne, și mântuiește-mă. Cu care dintre ei te duci acasă? Ce o să scrie în cer în dreptul sufletului tău în noaptea aceasta? Ai vrea să scrie suflet mântuit? Suflet iertat în baza credinței în jertfa Domnului Iisus Hristos? Ne uităm cu drag la voi. Și binecuvântăm pe Dumnezeu pentru ziua aceea când va ieși înainte. Pentru ziua aceea în care inima voastră cercetată de Domnul Dumnezeu s-a deschis. Să vă binecuvânteze Dumnezeu. Amin. Lucrarea Harului Dumnezeu în voi este pricina sărbătorii noastre. Îi mulțumim Mântuitorului că v-a găsit. Amin. Îi mulțumim că a fost cu voi în zile grele și în încercări. Că a fost cu voi în anii tinereții. Mâna Lui să fie peste voi. Amin. Sunt convins că vi-i doriți pe cei dragi să cunoască Harul Mântuirii. Ești gata să-i spui Domnului, Doamne, stau cu sufletul meu înaintea ta.
Și ce te vei ruga? Haideți să plecăm capetele rugăciunii. Așa cum stăm pe scaun, ne plecăm capetele rugăciunii înaintea Domnului. Ascultă încă o dată cuvintele Mântuitorului. Și-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul. Sau ce-ar da un om în schimb pentru sufletul lui dacă l-a pierdut. Atât este de scump sufletul tău, încât nu poate fi răscumpărat decât cu prețul jertfei Domnului Iisus Hristos. Căci nu cu aur și cu argint ați fost răscumpărat prin felul vostru de șer de vețuire, ci cu sângele scump al Mielului Dumnezeu, Iisus Hristos Domnul. O, Doamne, îți pasă atât de mult de sufletul nostru. Și stăm înaintea ta în seara aceasta și te rugăm, iartă-ne pentru modul în care ne-am neglijat sufletul. Iartă-ne, Doamne, când ne-am legat sufletul de cele pământești. Doamne, cunoști pe aceia care sunt încă legați de pământ. Sunt încă legați de păcat, de lume. O, Doamne, întinde-ți mâna în îndurarea Ta. Și miracolul acela al iertării, al dezlegării, al umplerii cu bucurie cerului, Te rugăm să-L faci în mijlocul nostru. Te rugăm pentru aceia care sunt pe calea pierzării. Atrage-i, Doamne, prin puterea Ta dumnezeiască. Dorul acela pe care l-ai declanșat în inima lui Zacheu, declanșează-l în inima lor. Bucuria lui Zacheu de a te primi în casă, poate să fie bucuria multora în seara aceasta. Doamne, nu lăsa pe niciunul să fie ca nebunul acela care a plecat nemântuit. Păzește-i, Doamne, pe toți. Și îndură-te de toți cei dragi ai noștri. Te rugăm pentru cei care sunt chinuiți. Suflete chinuite. Știu care este calea și s-au depărtat de ea. O, Doamne, Te rugăm, atrage-i la Tine. Te rugăm prin puterea pe care o ai să faci în seara aceasta, ca Harul Ceresc să se reverse peste fiecare inimă. Amin. Leagă puterea celui rău. Și, Doamne, dezleagă voința, descătușează inimi. Amin. Și fă ca oameni să vină la Tine, la Cel care ești calea, adevărul și viața, la Cel care ești pâinea vieții și apa vieții, Domnul Domnilor și Împărat al Împăraților, Tu, Mântuitorul lumii, în numele Tău Te rugăm prin Duhul Sfânt lucrează. Amin. Și acum stăm cu capetele plecate. Urmează încă două momente. Primul moment, împreună cu cei îmbrăcați în haine albe și împreună cu toți cei care într-o zi am fost ca ei, îmbrăcați în haine albe, gata să depunem mărturia în apa botezului, că L-am primit pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor și în baza credinței, în moartea și în învierea Lui, în jertfa Lui, am primit iertarea păcatelor. Ne vom ridica împreună cu ei, în evlavie, în reverență, și vom cânta împreună așa cum sunt la Tine, vin putere, n-am tot fi sprijin. Mă spală în sângele zi vin, om, mielule, eu vin. Dar dacă n-ai avut un moment al întâlnirii cu Hristos, dacă n-ai trăit bucuria lui Zacheu, dacă n-ai trecut de partea Domnului în actul credinței din inima ta și a botezului credinței, dacă știi că sufletul tău este pierdut sau chinuit, atunci te rog să rămâi pe scaun, în rugăciune, în reverență, cu următoarea întrebare. Ce-ar folosi un om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Și ascultă chemarea celui care ne-a dat suflet. Și a venit să ne mântuiască sufletele. Ascultă chemarea lui care spune, veniți la mine. Și pe cel ce vine la mine, nu-l voi zgoni afară. Dacă cercetat de Duhul Dumnezeu și dacă inima ta și sufletul tău tânjește după iertare, mântuirea Domnului, la strofele a doua, a treia și a patra, o să vă rugăm să vă ridicați împreună cu noi de pe scaune, să uitați la cuvintele de pe ecran și să cântați împreună cu noi, să faceți din cuvintele acestea prima voastră mărturie și prima rugăciune. Îi spui, Doamne, mielule al lui Dumnezeu, vin așa cum sunt, primește-mă, iartă-mă și mântuiește-mă. Amin. Acum, în evlavie, cu aceia care ne-am întors la Domnul, am îmbrăcat haina botezului și am intrat în apă mărturisindu-L pe Hristos ca Domn. Doar cu aceștia, la prima strofă, împreună cu ei, ne ridicăm în picioare și rog pe frații care conduc cântarea să vină în față la cântare. Ceilalți rămâneți pe scaune la prima strofă. Rămâi acolo în cercetare și spune-i, Doamne, stau înaintea Ta și înaintea cercetării Duhului Tău, a Harului Tău. Stau înaintea mântuirii Tale, înaintea chemării cerești. Dacă cercetat de Duhului Dumnezeu, ești gata să spui, Doamne, și eu vin. Și eu îți cer iertare și eu îți cer mântuire. La strofele a doua, a treia și a patra, o să vă rugăm să vă ridicați să cântați împreună cu noi. Haideți să cântăm pianul liniștit ca un murmur rugat înaintea lui Dumnezeu.
Sfântul mă primește, o cântăm cu toată puterea. Dacă mai este cineva gata să spună, Doamne, e ultima chemare a serii și dacă noaptea aceasta m-ai chemat spre cer, vreau să fiu mântuit. Dacă mai trăiesc pe pământ, vreau să trăiesc sub puterea ta, sub călăuzirea ta, sub iertarea ta. Au venit la el suflete prețioase. Am vrea să-i încredințăm în mâna Domnului să-i păzească, să-i pecetulească cu Duhul lui Cel Sfânt, să-i poarte în brațele lui până la capăt. Împreună cu câțiva frați, câteva sură în rugăciuni scurte, vom aduce înaintea Domnului la rugăciunea aceasta, rog toată asistența, ne ridicăm în evlavie înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Câțiva frați, câteva sură, rugăciuni scurte, speciale de mijlocire pentru cei care au venit la Domnul și pentru cei îmbrăcați în haine albe. Doamne, Tată, îți mulțumim că și în această seară ai vorbit sufletelor noastre. Ai pus înaintea ta binele, înaintea noastră binele și răul, viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. În această zi, Doamne, arătându-ne prin cuvântul Tău că dacă nu te alegem pe Tine, vom merge în iad. Doamne, te rog în această zi pe fiecare dintre noi să ne ajut să facem această alegere, dar nu doar teoretică, Doamne, de pe buze, ci din toată inima. Dacă aici sunt suflete care poate odată au zis da pentru Tine, că au plecat în lumea aceasta, în plăcerile lumii, au abandonat calea cea scurtă, cea îngustă, Doamne, o mers pe calea cea largă, te rog în această zi să-i conștientizezi. Pentru aceia care în această zi, Doamne, și-au predat viața în mâna Ta, ridicându-se în picioare, Doamne, și spunându-ți că vrea să Te urmeze, Doamne, vine la Tine, te rog să le dai puterea aceasta, Doamne, să fie ascultător până la moarte, Doamne. Îți mulțumesc, Tată, că ne ascultați, că îi credințăm în brațul Tău, că este cel mai sigur loc. Amin. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, îți mulțumim pentru aceste șiri suflete din dumneavoastră, care ne trezesc în fața cerului și în fața pământului, față de biserica ta răscumpărată, că te-au ales și te-au acceptat în viața lor, să vrem să-i binecuvânteze, să-i călăuzești prin Duhul Tău și Sfânt și prin îngerii Tăi să le poți să vii în fiecare zi. Îți mulțumim pentru cei care în ziua de astăzi și-au predat viața în mulțumim. Doamne, treci la inimile lor. Mulțumim. Tatăl Tău cel Sfânt, luminează-le calea și păstrează-le. Mulțumim pentru poporul adunat la închinare. Cercetează și pe cei care stau la cruce și nu știu împotrop să o ia. Doamne, vorbește-le împotrop cu dragostei Tale și cu bucuria mântuirii. Amin.